Pentru vărsător avem în această perioadă, la începutul ei, posibilitatea să existe ceva mai multe solicitări din partea familiei, dar și a carierei. Lucruri care vă aduc emoții, vă cresc dorința de a fi mai liber, poate unul vă fac mai impulsivi, pot să vă aducă într-o zonă a nervozității și a unor manifestări poate mai violente. Și există riscuri de mici accidente și de căderea vitalității. Există riscuri de calamități la începutul perioadei analizate, de catastrofe naturale, de lucruri care sunt străine de voi, dar care vă pot influența în final și vin din mediul înconjurător. Iar în data de 13 noiembrie, luna nouă din Scorpion aduce posibilitatea de a începe proiecte noi legate de carieră, mai ales această lună nouă este favorabilă pentru a începe lucruri armonioase, lucruri care vă aduc echilibrul, aduc mai multă emoție, mai multă creativitate și pot pune în valoare emoțiile, secretele, pasiunile. Luna aceasta a nouă poate însă să aducă și mai multă nervozitate, un spirit mai rebel, mai nonconformist, mai multă excentricitate, ambiție, manifestări mai dure, chiar mai violente, relații mai tensionate, riscuri de accidente, riscuri de schimbări care apar Într-un mod total nedorit, căderi de vitalitate și chiar pierderi prin speculații de orice natură. Acesta este tabloul unei perioade, am zice noi, de sfârșit acestui horoscop pe care noi îl analizăm. Ne putem. Gândi la perioada dintre 13 și 15 noiembrie, o perioadă în care uh, vedem că tensiunile sunt un pic mai mari.